Așa. Tu mă auzi acum, nu? Da, te aud bine. Ok, cred că ar trebui să mă audă și oamenii. Dragilor, cei care sunteți live, puteți să confirmați în chat că mă auziți. Așa când faci live, întotdeauna apare câte ceva. Da, se aude acum la toată lumea. Întreabă Adina Doru, ești pe mut, Andrei Militar, nu se aude. Oameni, mă confirmați într-un comentariu, fie pe YouTube, fie pe Facebook, că mă auziți și pe mine și pe Cătălina. Spune și tu, Cătălina, ceva. Să încep. Da, Întâi, gata, se Adina, aude. Da, hai să le te zic din nou auzim povestea, complet. stai să le zic din nou povestea, că să-i facem o introducere în context. Deci, o să reiau povestea ce fanii când zici aceeași poveste de Doru, parcă nu e la fel de amuzantă ca la început, dar o să mă străduiesc. Deci am pus un anunț pe grupul Hobby to Profit că vrem să facem o nouă reclamă pentru curs și că dacă ar vrea cineva să vină să ne ajute să apară în filmare în Timișoara. Și Cătălina a lăsat acolo comentariu că da, ar vrea, dar eu nu mi-am dat seama dacă vrea să intre live undeva sau e din Timișoara și ne vom vedea, că nu știam foarte bine. Și mi-am scris în privat și Cătălina mi-a zis, nu, nu, eu sunt din Germania și doar live dacă e să intru. Și zic, bun, da, zic, noi facem reclama live în sensul că ne întâlnim în Timișoara, nu, că nu pot, zic, na, super. Și mi zice Cătălina, da, eu sunt foarte mulțumită oricum de voi, băieți, cursul e foarte fain. Eu sunt la noua ediție cu cursul meu, îmi merge foarte bine, fac chestia asta, merge bine afacerea și că mai fac încă un curs acum și că e totul super tare. Și eu întreb, zic, Cătălina, ele știu, la noua ediție am înțeles bine? Zic că poate n-am înțeles eu foarte bine. Și da, și am zis, zic, clar, trebuie să facem un live așa spontan, sub formă de podcast, că chiar mi-aș dori să văd practic cum ai făcut toate lucrurile astea. O întrebare, Cătălina, tu ai cumva zoom-ul tău pornit și pe laptop? Nu, adică se aude un pic ecou. Nu se mai aude undeva live-ul sau ceva, nu? Nu, nu se aude nimic. O fost Numai aprins, la mine cred că pagina mea. l-aude un pic. Da, se Da, aude nu bine am la avut. oameni. E în regulă, am testat și se aude bine. Deci, Cătălina, cu ce te ocupi și cum ai ajuns să fii deja la noua ediție și de cât timp faci business-ul ăsta cu cursuri? Da, deci să zic și introducerea cu partea mai puțin fericită, care cu firmele în care am fost. Ia, trebuie să zic, pentru că deci eu m-am născut în Timișoara, într-adevăr, ia de 5 ani am mai fost în Timișoara, mi-e foarte dor de Timișoara și de familia mea care e acolo. Am terminat muzică, deci total diferit de ce fac acum. Nu m-am lăsat de muzică. La 23 de ani m-am căsătorit în Austria, apoi ne-am mutat în Germania de acum 3 ani. Sunt căsătorită, am 4 copii, suntem Mulți toți sănătoși și înainte. bine. Ajunge, mai vreau să fac și cursuri. Da. Da. Am fost, cum să zic, am avut de-a face cu 3 firme românești care m-au dezamăgit total. Și am zis, în viața mea nu mai fac afaceri cu români. Și când am auzit, deci, prima oară de pera, cam acum 10 ani, știu că vreau să fac singură un blog și cineva mi-a zis, uite, site-ul ăsta are, atunci l-am văzut, am citit blogul lui Pera, dar n-am găsit toate informațiile sau n-am știut eu, nu m-am descurcat. Bineînțeles, cu tehnica sunt bâtă, vorba aia, dar la partea creativă sunt foarte creativă și poate de asta merge bine și cu ce fac acum. Apoi, acum, prin 2018, cineva mi-a dat un link de-al vostru, l-am deschis un pic, dar pentru mine, sincer, nu a fost nimic interesant. Adică, atunci, la anul 2018, nu era ceva ce m-a să fi ascultat. Sau nici nu am înțeles, Dar tu probabil, ai spus că îl ce citeai pe puteți Pera să mai demult și doreai să-ți deschizi un blog. Tu aveai ideea asta să-ți faci un blog de multă vreme sau cum era? Da, da. Da, și chiar am făcut. Cineva din România mi-a făcut, am investit foarte mult în blogul ăla, foarte mult. Stăteam câte 10 ore să-mi traduc din diferite cărți nemțești despre uleiuri esențiale, despre aromaterapie, informații foarte prețioase. Și tot am pierdut, pentru că persoana care mi-a deschis blogul și căreia i-am plătit să-mi facă asta, pur și simplu tot așa a dispărut, sub pretextul că i s-a virusat totul. Și am pierdut tot. Nu s-a mai putut salva nimic și am fost foarte dezamăgit. Am zis, nu mai Acum pot câți ani să... se întâmplă asta? Acum un an și ceva. Cred că toți am plătit să ne Deci, dea țapă un programator.
Iar eu am un frate care se ocupă cu așa ceva de foarte, foarte ocupat, are foarte multe proiecte și în America și așa, și nu prea are timp de mine să se țină. Eu, na, nu știu, nu știu unde nu ne potrivim sau, dar tot timpul apelez la el când am probleme. Da. Dar îmi trebuia ceva altceva. Și da. Trei persoane pe care le cunosc personal mi-au recomandat anul trecut, așa spre sfârșitul anului, pe vremea asta, linkul vostru de la cursul Hobby to Profit. Și l-am deschis, am început să întreb persoanele, deci mai mult persoanele decât ce scria în link. Am început să le întreb, chiar vă merge, arătați-mi voi linkul vostru, cum arată, despre cum evoluează afacerea voastră și ce faceți voi. Și atunci am zis, crede-mă, cu chiu cu vai, și când am intrat în Hobby to Profit, încă eram așa, nu știu cum să zic, îmi vine numai sceptică. Așa, mai înapoi, mai retrasă, mai, știi, rezervată. Rezervată, așa, da. De cât timp ești în Germania, da, Cătălina? De 3 ani în Germania și am locuit 15 ani în Austria. Ah, ok. Da. Și atunci am început pas cu pas să urmăresc tot acest curs de 4 luni de zile. Faptul că eu nu prea știam cum merge cu partea tehnică, să-ți faci un blog, să am învățat foarte, foarte multe lucruri în cursul vostru și am evoluat foarte mult pe parcurs, deși mi-a fost foarte greu, cu 4 copii școlari, toți la școală. Mai am încă un job la care merg cu jumătate de normă și veneam seara la ora 9 și nici nu mâncam, mă puneam direct la laptop să-mi fac cursul ca să fiu un pas cu voi să nu pierd. Îmi dădea soțul meu mâncarea aici la laptop, luam o gură, iară scriam, iară luam o gură de mâncare. Deci fără sacrificii, dacă nu faci sacrificii, nu ai cum să reușești sau cum să mergi mai departe sau să ajungi undeva, sau mai ales dacă pentru mine nu a fost doar hobby ce am făcut și e și una din meseriile mele. Super. Cătălina, cu ce te ocupi pentru cine nu știe? Nu înțeleg întrebarea, mai zic. Adică cursul tău despre ce este? Că oamenii nu știu acest lucru și ar fi interesant să le povestești ce idee ai avut, ce curs ai avut, la câtă lansare ești, ce rezultate ai avut. Să le luăm pe rând. Eram în Austria, în Graz am studiat Academia de Aromaterapie. Aromaterapia se ocupă cu uleiuri esențiale extrase din plante, deci sunt total diferite de uleiuri vegetale, că multă lume îmi zice, care mă întreabă care e diferența. Cu uleiuri esențiale și uleiuri vegetale vindecătoare și ape florale și multe lucruri naturale. Am trecut printr-o tragedie când în 2016 mama mea a murit. Până atunci, în Austria, super luxos, toate spitalele sunt acolo și totul funcționa super bine. Tot timpul am fost mulțumită. Acolo am născut toți 4 copii și pur și simplu, pentru că m-au dezamăgit doctorii, un doctor de la Spitalul Județean din Timișoara, care cu 3 zile înainte să moară mama, spusese că mama dumneavoastră nu are absolut nimic și după 3 zile a murit. Asta m-a făcut să nu mai am deloc încredere într-un doctor și să întorc spatele medicine și am fost foarte răvășită, am suferit foarte mult și am zis, acum ok, am avut și un vis înainte de moartea mamei și așa am ajuns eu la aromaterapie. Am zis că trebuie să, cât pot, să-mi ajut familia, cel puțin familia și copiii, când e cazul, cu uleiuri esențiale să putem să ne vindecăm de diferite cauze și boli. Și asta a început să fie ceva de zi de zi, adică și când treci printr-o stare depresivă poți să-ți faci un amestec și așa. Și atunci mi-am dorit foarte mult să fac cursuri. Uh-huh. Îmi doream să deschid o academie, dar nu online, ci practic, pentru că online ziceam habar nu am cum merge și cum funcționează. Și atunci am dat de cursul vostru, care totul a funcționat online și vreau să vă spun că habar n-am, nu știu cum s-a întâmplat totul, dar s-a întâmplat exact deci în decembrie am început cursul și la sfârșitul lui martie s-a terminat. 4 luni de zile a durat cursul vostru.
Și în toate astea 4 luni am fost aproape zi la zi cu toate temele și pașii care trebuia să-i urmez. Și mi-am făcut cursul, gata, la sfârșitul lui martie s-au închis din cauza virusului, corona, toate magazinele, inclusiv magazinul de textile, unde lucram eu, s-a închis complet. Asta era în 23 martie, dacă mi-amintesc, și în 2 aprilie eu deja aveam lansarea cursului. Și am câștigat foarte bine, mi-a mers foarte bine, am avut cursanți, am și în ziua de azi oameni interesați care mă întreabă, îmi scriu e-mail-uri foarte multe și la cererea lor, după 3 luni, am făcut și al doilea curs, pentru că ei parcă mă împingeau de la spate, vrem și cursul ăla, vrem și aia, vrem și aia. Acum am scris și o carte pe care tot online o voi vinde și am cursanți din toată lumea. În cursul actual din decembrie am și din Canada. Din celelalte nu mai mi-amintesc, dar Italia, Belgia, toată Europa, toată lumea, de fapt, din toată lumea. Și am rămas uimită și pentru că mulți ani am stat acasă, având 4 copii, nu am lucrat. Am lucrat doar acum, în ultimul timp, dar am câștigat foarte bine. Nu m-am așteptat să câștig așa bine, mult mai bine decât aici unde lucrez, de câteva ori mai mult. Sunt foarte mulțumită, am foarte mulți cursanți, niciodată n-am primit de la cursanții care au fost ceva negativ sau așa, mi-a mers foarte bine. Câți cursanți ai avut la prima lansare și la ce preț a fost cursul tău, dacă îți mai aduci aminte, la prima lansare? Cursul de 4 module este la 100 de euro și cred că am avut, nu știu, în jur de 30 de cursanți, să zic. Și cursul tău durează o lună de zile, am înțeles, o lună durează. Da, adică fac un modul pe săptămână. Așa, 4 săptămâni, deci cam o lună de zile. Și la sfârșitul fiecarei luni îmi lansez din nou cursul. Prelansare nu mai fac. Știu că atunci am făcut și prelansare. Nu mai fac. Dar în aprilie am început și fiecare lună am avut curs. Acum suntem în luna decembrie, asta e luna nouă și am a noua ediție din cauza cursanților, tot din cauza lor. Deja în ianuarie, am și în ianuarie programate, o doamnă mi-a spus că în ianuarie este la pensie și are mai mult timp și în ianuarie vrea să facă cursul meu și m-am gândit în ianuarie să-mi iau și o lună liberă, dar se pare că nu-i posibil. Cătălina? Mă bucur. Da, super tare. Da. Continuă, scuze-mă, continuă, te rog. Nu, spune. Că... Vroiam... Știi ce vreau să te întreb? Te-ai pus din greșeală pe mut. Așa, acum merge. Știi ce vreau să te întreb? Tu aveai ceva audiență pe internet înainte sau te urmăreau oamenii pe subiectul ăsta aromaterapiei sau cum? Puțin. Pentru că eu, de fapt, promovam o marcă de care toată lumea fugea, pentru că era o marcă de ulei esențiale cu piramidă. Și lumea fuge, sunt foarte scumpe, nu știa, nu era informată, era total altceva ce făceam și erau puțini oameni. Și știu că înainte de primul curs am făcut o lună de zile o prelansare cumva a cursului și atunci oamenii au fost foarte interesați pentru că eu în cursurile mele nu vorbesc despre nici o marcă de uleiuri, pentru că nu asta e important, marca aia sau aia, e important ca uleiul să fie de calitate și oamenii au înțeles acum mai bine cum funcționează totul, alții cred că doar uleiul de la firma aia e cel mai bun din lume și numai ăla poți să folosești, restul nu-i bun niciunul și nu e complet greșit, nu e adevărat așa ceva. Dar Cătălina, cum ai ajuns la primii oameni dacă nu te cunoștea nimeni? Adică știi că mulți sunt blocați în ideea asta că eu n-am oameni care să mă urmărească, sigur nu o să meargă. Și asta am fost surprins la tine, că știam că n-ai avut audiență de dinainte și acum ești la noua lansare de curs, adică nu e doar că ai făcut odată, îți vin constant oamenii. Cum se întâmplă toată chestia asta? Nu știu cum să spun... Nu știu cum să povestesc. Păi am urmărit pașii din cursul vostru și pașii aceia m-au ajutat să progresez și
Totul a fost sistematizat, adică cursul vostru a fost așa, mură în gură, zicea, scrie așa despre toate ideile pe care trebuia să le pui, toate erau sistematizate și a funcționat foarte bine și eu i-am respectat. Asta e foarte important, să respecti, să fii la zi cu temele sau, cum să zic, cu exercițiile, cu tot ce trebuie să construiești acolo în acel curs. Dacă nu ești la zi și o lași, nu te mai apuci, pentru că nu mai ești acolo. Trebuie să vii din nou la un alt curs în alte luni și așa mai departe. Dar din tot ce ai făcut concret, ce crezi că i-a făcut pe oameni să vină aproape de tine? Adică ce anume? Ai scris materiale interesante? Ai făcut videouri interesante? Ce crezi că a prins? Da. A făcut, în primul rând, experiența mea și mulți oameni s-au aflat în aceeași experiență cu mine. Adică și ei au trecut prin tragedii și au rămas dezamăgiți. Eu am trecut la acțiune, eu poate sunt mai activă. Imediat m-am emancipat. E bine dacă am zis emancipat? N-am mai folosit de mult cuvântul ăsta. Și am trecut la acțiune. Am zis, trebuie să caut eu o modalitate. Eu tot asta spun la toată lumea. Nimeni nu vine să bată la ușă. Hei, ești bolnav, ai nevoie de ajutor. Astăzi nu interesează pe nimeni treaba asta. Tu trebuie să te duci, să cauți. Inclusiv Academia de Aromaterapie, eram într-un proiect atunci de la Forțele de Muncă Austriece, 4 luni de zile, într-un proiect artistic. Și acolo, pe lângă proiectul artistic pentru care trebuia să muncesc, adică aveam o listă cu niște artiști, pictori și muzicieni și trebuia eu să le organizez lansarea tablourilor și concertele. Și pe lângă asta trebuia să-mi caut, dacă vreau să-mi fac un alt job. Și am zis, ia, trebuie să fac un alt job, mama mea a murit, nu mai vreau doctor, hai să fac ceva să-mi caut în sănătate. Doctoriță, deja era prea târziu. Aveam deja 37 de ani, unde 10 ani trebuie să te faci doctor, să studiezi. Ești și medic, Cătălina? Nu. Ok. Eu medic? Nu. Okay. Muzician. Ok. Și atunci mi-am căutat, am stat ore în șir și câte 8 ore pe zi și mi-am căutat. Am ajuns greu și aici, deși era la 40 de kilometri de mine, în Graz, nu era departe academia, dar online am găsit-o. Uh-huh. Nu mi-a zis nimeni de ea. Nu mi-a zis absolut nimeni. Asta e academia unde ai învățat aromaterapie, nu? De unde a început, exact. Ok. Da. Am înțeles. Așa că asta vreau să zic, noi trebuie să căutăm, noi trebuie să facem, dacă vrem să ajungem undeva, să facem ceva. A fost și este un hobby, dar în același timp și o meserie. E o meserie, da. Da. Super tare. Și am ajutat foarte mulți oameni, chiar și prin e-mail-uri și au spus experiențele lor și am multe testimoniale, foarte multe, nici n-am apucat să le salvez toate. Așa pățim și noi pe cuvânt chestia asta, e nebunie. Da. Da. Am primit mii de e-mail-uri. În prima lună s-au abonat la cursul meu gratuit, pentru că am și un curs gratuit în care oamenii văd informațiile, o parte de informații și învață informații despre uleiuri. În jur de 2500 sau 2700 de cursanți. Cum se cheamă site-ul tău ăsta, unde e mini-cursul ăsta? Poate unii oameni vor să intre, să-l vadă. www.catalinailiesi.ro. Okay. Este site-ul. Super. Și la ora actuală am în jur de 10.000 de cursanți care au parcurs cursurile mele. 10.000, da, de mine, da. Bine, ăsta gratuit, da. Am în două, toate trei, am trei cursuri. Toate trei, împreună, ia. Ok. Și cursanți total plătiți care au cumpărat cursul, ai cumva idee cât sunt? Sau nu știi? Nu știu. Și acum chiar nu pot să sunt activ campaign. Da. Așa, aproximativ, cam câți vin la fiecare ediție, între cât și cât? Ai zis că ai avut 9 ediții de cursul plătit. Cel mai puțin am avut în august când au fost concediile, deci crede-mă că nici în concediu n-am stat. De fapt, am zis, în concediu, pot să-mi fac concediu și cursul să funcționeze, pentru că atunci, în august, nu am intrat live. Am fost, iar ceva foarte practic pentru cine nu-i place să intre live sau video, funcționează doar în scris. Și am avut 2 sau 3 luni pentru că am fost operată la maxilare,
Am avut o infecție și am fost operată și mi-a fost greu să vorbesc, că nici nu puteam să mănânc, doar un pai băgam în gură să beau o supă. Și a funcționat cursul online și înscris doar, fără video, și astfel am postat acolo pe o grupă de Facebook unde am avut eu, am mai multe grupe, am postat cursul înscris și astfel la multe persoane le-a prins sau le-a prins bine, pentru că mi-au spus, eu lucrez atunci, nu se poate muta în altă zi sau cum funcționează, nu știu de ce, deși eu pe e-mail le-am trimis toate informațiile, dar nu știu de unde nu înțeleg ei și cum să formulez eu ca să ei să înțeleagă. Le-am spus atunci că totul rămâne, vor primi și pe e-mail cursul înscris și totul rămâne acolo și ei pot accesa cursul oricând și va rămâne pentru totdeauna. Atâta timp că ei trăiesc și există Facebook, cursul acolo. Deci ca, dacă am între cât și cât cursanțe, îți vin la fiecare ediție? Între cât și cât, aproximativ? Cât ai avut minim și cât maxim? Deci în august am avut vreo 10 și cel mai mult am avut, cred că, spre 40. Super. Pe lună. Și în fiecare lună ai un alt, în fiecare lună ai cursul, ții din nou și din nou, nu? Da. Și cum înscrii oamenii de fiecare dată? Anunți pe newsletter la tine sau de unde vin oamenii de la curs? Stai că nu știu cum să explic. Știi ce îmi place că se vede că nu ești o persoană tehnică și asta e super bine. De ce? Că majoritatea oamenilor care nu se înscriu, de exemplu, nu vor să facă, zic, dar nu sunt o persoană tehnică și eu nu știu atâta chestie câte știți voi, Doru, Pera, sigur voi știți. Și nu e adevărat, adică uite-te, apropo, tu ai cred că cele mai multe ediții dintre toți cursanții ținute, 9, știi? Bine, și durează cursul mai puțin, dar oricum e foarte tare, felicitări în primul rând. Da, mersi și vouă, vă mulțumesc. Deci, cum să răspund la întrebarea ta, trebuie să mă ajut aici. Da, practic, cum, cursanții tăi, ca să audă, tu le trimiți e-mail-uri sau cum faci promovarea pentru de la curs la curs, de la ediție la ediție, nu? Da, deci promovez cursul online, îl promovez și atunci ei se înscriu pe site-ul meu, pentru că promovez pagina mea online, unde am cursurile. Și ei se înscriu pe e-mail, primesc informațiile de la mine și ei văd toate detaliile, sunt acolo pe pagina. Deci pe e-mail și în afară de e-mail mai trimiți undeva? Pe Facebook? Pe asta mai faci sau numai pe e-mail? Da, pe Facebook și pe Instagram. Pe Facebook, okay. Pe Instagram, pe YouTube încă n-am ajuns, dar am câteva videouri, am mai postat, nu prea am avut timp. Dar îmi doresc tot mai mult să îmi dezvolt afacerea, dar în același timp e ceva și așa de suflet. Nu știu cum să zic, multe persoane mi-au spus că se vede că nu caut să fac așa o piramidă, cum ar fi toate firmele astea. Unele persoane nu înțeleg că asta e meseria mea, dar trebuie să înțeleagă, asta e meseria mea, de aici îmi câștig eu pâinea, de aici îmi cresc copiii și funcționează foarte bine pentru o mamă cu 4 copii, super bine, că și acum dimineața au trebuit să-mi duc copiii 20 de kilometri, cum ne-am mutat încolo, 20 înapoi. Dacă eram la un serviciu care începea la ora 6, nu am cum să mă duc la un serviciu din ăla, pentru că am copil mic de clasa 4 și nu pot să-l las singur în casă la ora 6. El nu știe să meargă cu 3 mijloace de transport, pentru că aici e foarte complicat cu mijloacele. Deci funcționează bine, dar trebuie schimbate, sunt multe orașe, parcurse și așa. Și acest curs online pe mine foarte mult m-a ajutat și fac reclamă la el mai departe ca să mulțumim. Poată profita și alte persoane care sunt interesate. Mulțumim, chiar se simte asta, da. În 9 luni, deci nu pot să cred că 10.000 de persoane au venit la cursul meu, chiar dacă a fost gratuit, au fost interesate și mulți și curs plătit, pentru că sunt persoane care, da, fac și cursul plătit și cel gratuit nu a apucat și eu nu știu care sunt persoanele alea, dar din când în când îi anunț că am și un curs gratuit și poate să-l parcurgă, pentru că vor găsi și alte informații. Nu toate informațiile din cursul gratuit sunt și în cel plătit. Și ce te-aș mai întreba, Cătălina, o chestie interesantă. Ăștia 10.000 de abonați la newsletter, să le zicem, care au luat minicursul, cum au venit la tine? Îți faci reclamă tot așa pe Facebook și pe Instagram sau de unde au auzit să vină la el? Am construit o platformă, pe o platformă, o automatizare în care
Acolo se întâmplă totul, da, înțeleg. Acolo îi merge, să zicem, e-mail-urile. Numai știi ce vreau să te întreb? Cum aud oamenii de acest mini-curs să se înscrie? La asta gratuit mă refer. Păi, tot timpul, în fiecare zi, când am lansarea mini-cursului, trebuie să postez. Deci okay. Nu stau cu mâinile în sân, nu mă pun și stau, ci muncesc. Cât costă să dai niște click-uri? Că nu-ți trebuie 8 ore cum mergi la lucru pe zi ca să dai 2 click-uri și să îți scrii www.catalinaliesi.ro și acolo intră în cursul ei, acolo trebuie să-și introduc adresa de e-mail și primesc pe e-mail cele 4 module ale cursului gratuit. Bineînțeles că primul modul am făcut-o ca o introducere mai mult, ca să știe cu cine stă de vorbă, și pentru că sunt și specializată. Și fiecare poate să-și construiască dintr-un hobby care face plăcere, cu care își petrece timpul, poate să-și facă la fel și să, de ce nu, să câștige un bănuț din hobby-ul pe care l-au și investesc bani. Într-un hobby trebuie să investești și bani. Eu știu de la nemți cât investesc în hobby-uri. Și da, de ce nu? Dacă te simți bine și îți face plăcere, cel mai important, e foarte important să faci cu mare drag acest lucru. Dacă nu-l faci cu drag, nici nu poți să mergi mai departe, nu te lega. Când faci ceva cu drag și mai ales dacă e un hobby, reușești și atunci nu te poți bloca. De exemplu, eu la început m-am blocat un pic, zic, ce să scriu? Cum să scriu? Cum să formulez? Mi-era greu că nici nu mai scrisesem eu în limba română, nu că am uitat limba română, dar să formulez, să faci un curs formulat, mi-a fost greu, dar a funcționat, mi-am adunat gândurile și m-a ajutat foarte mult cursul vostru pentru că a fost sistematizat. Adică la fiecare punct zicea ce idei să scriu și cum să formulez. Și efectiv, la fiecare idee îmi formulam eu propozițiile, frazele, cursul meu și astfel am programat, sau cum să zic. Mi se pare super tare. Știi ce vreau să te mai întreb, Cătălina? Un lucru important. Se vede clar că nu ești o persoană tehnică, n-ai mai avut poate tangențe înainte cu marketingul ăsta online, cu mediul ăsta online. Se simte. Și ok, și oamenii simt asta și mă bucur din suflet că ai venit în acest live ca oamenii să te cunoască. Știi ce sunt curios? La început, nu știu, n-ai avut temeri din astea că neștiind cum să organizezi cursul online, cum să înscrii oamenii, unul profesionist ar avea tendința să zici, bă, dar eu sunt convins că sunt oameni care urmăresc acum live, care au impresia că știu mai multe lucruri decât știi tu despre marketing online și acum probabil se întreabă, bă, dar cum reușește ea și eu nu pot să fac, știi? Eu am pățit chestia asta deseori, mă uitam la oameni care mi se părea că au rezultate super wow și mi se părea că nu știu atâtea lucruri cât știu eu, știi? Era clar că îmi lipsea mie acțiunea și din motivul ăsta ei aveau rezultate și eu nu aveam rezultate, că eu eram pe trei cărări. Ca să ții oamenii lângă tine, trebuie să fii foarte consecvent. În primul rând, tot timpul trebuie să le răspunzi la e-mail-uri. Ok, dacă treceau 2-3 zile, a treia zi le răspundeam, dar la toate. Nu mă lăsam până nu răspundeam la 100 de e-mail-uri. Mi se adunau și peste 100 de e-mail-uri în 3 zile. Important e să le dai cât de cât ajutorul. Eu de multe ori le dădeam, le răspundeam, bineînțeles că acum stăteam să filozofez totul, dar le spuneam că unele chestii le găsesc și în cursul gratuit, și în cursul plătit, le dădeam și eu. Și să postez tot timpul, Instagram, Facebook, cine știe dacă se are cu tehnica YouTube. Videourile mele pe YouTube, sincer să zic, și nu mi-e rușine. Nu, sunt creativă, nu am nimic cu tehnica. Băiatul meu, când avea 13 ani, 14 ani, acum are 15 ani, el mi le urcă, el mi le lucră, habar nu am cum funcționează să pui un video pe YouTube. Dar m-a ajutat, dar sigur se poate învăța, sunt atâți copii care fac treaba asta, cu atât mai mult un adult poate să facă, să urce un video. Deci toate lucrurile se pot învăța. Dacă sunt persoane dezamăgite, care știu tehnică și nu au ajuns unde sunt eu, așa cum zici tu, Doru, deși eu nu realizez, vreau să încurajez că pot să facă. Totul e să-ți dorești, să vrei și să te ții de treabă. Nu trebuie să te lași niciun pic. În luna august, când am fost, cred că în concediu, cred că atunci câteva zile n-am mai postat și am simțit treaba asta când am postat pe Facebook. Tot timpul trebuie să ai oricum să dai un concurs sau să faci un challenge, ce am făcut, chiar am inventat
cu creativitatea Aroma Corona Challenge. Aroma de la aromaterapie, Corona de la ce se întâmplă și Challenge. Am inventat și am făcut 2 săptămâni și asta a fost în septembrie. Toată lumea a fost super mulțumită și au folosit, erau niște amestecuri cu uleiuri esențiale pentru o stare de bine, pentru psihică. Foarte multă lume e panicată, e cu frică, depresie, depresiv, și atunci, ca să-i ajute, am zis de ce nu să facem o experiență. De ce ți-a fost... Super, scuze-mă. Da, spune. Vreau să te întreb de ce ți-a fost cel mai tare frică când te-ai apucat, da, când te-ai înscris la noi. Da, când te-ai înscris la noi, nu știu, aveai ceva gânduri care te înspăimântau așa? Da, și chiar am zis, pentru că atunci la început s-au făcut cercuri mici în care să lucrăm. Și chiar am zis acolo într-un cerc, am fost dezamăgită și un pic mi-e frică și stau așa mai ăsta ca să privesc cum funcționează tot. Oricum totul era nou. Multe cuvinte nu le înțelegeam, nici scroll, să dai scroll n-am înțeles. Înțelegi? Deci am evoluat foarte mult. Da. Am evoluat foarte, foarte mult. Ce mi-a fost, da, mi-a fost frică că nu o să funcționeze, că am dat 1000 de euro și iar mă aleg cu nimic, cum am ales de la celelalte firme despre care am zis că sunt dezamăgită și mi-a fost frică că nu o să reușesc, că iar îmi pierd vremea iurea și am zis ok, acum nu mă las și exact cum s-a întâmplat acum 4 ani cu medicina, am întors spatele medicinei și am luat-o pe uleiuri, să zic. Așa am făcut și acum, adică nu m-am lăsat, m-am ținut de treabă și mi-am dat silința și am fost consecvență și am făcut tot ce ați zis voi. Am făcut. Și a funcționat. De-aia sunt astăzi aici, pentru că am repetat tot timpul. Am repetat pentru că dacă vrei să faci o afacere online, nu poți să stai cu mâinile sân. Nu crezi că programezi și gata. Totuși, un pic trebuie să lucrezi, dar nu lucrezi 8 ore și ești flexibil, lucrezi când ai tu chef. Dacă astăzi n-ai chef de lucru, lași laptopul închis, te duci și te relaxezi, faci o baie sau te duci în Miami sau ce știu eu unde. Și de acolo poți să dai 2 click-uri să-ți mai postezi. Cătina, jur că ești un exemplu, nu o să mai zic în viața mea că nu am timp. Știi, sunt foarte mulți oameni care zic, bă, super fain asta cu Hobby to Profit la voi, dar eu n-am timp, eu sunt ocupat, n-am cum, eu nu pot. Și mă uit la tine, zic că tu ai 4 copii, adică gen, îmi dau seama, eu nici nu pot să-mi imaginez cum e cu unul, cât e de provocator. Dar mai cu 4, sunt curios, când aveai timp să lucrezi, adică tu când lucrai, că nici nu erai persoana tehnică, nici nu știai să faci lucrurile astea, nici nu mai ai făcut cursuri înainte, și 4 copii. Te rog, zi-mi și mie secretul ăsta. Și ce am observat? Femeile care au 4 copii sau 5 sau 10 sunt niște femei foarte puternice care pot multe să facă, care sunt curajoase și, deși eu nu mă văd curajoasă, multe lume zice, dar încă nu realizez. O femeie care, în general, care nu vrea, cred că am observat eu, să facă mai mult de un copil, cred că nu... N-are puterea să facă mai mult, n-are poate nici voința să facă mai mult. Dar vorbesc acum despre mine, nu vreau să judec nicio femeie absolut, că numai ele știu în ce situație se află sau așa. Dar, în general, femeile cu 4 copii, am întâlnit multe femei puternice care au 4 copii și care muncesc mult. Și nu știu, tocmai aia îi face, pentru că am multă treabă cu 4 copii și treaba aia, nu știu, le dă având să meargă să facă mai mult. Dar când aveai timp concret, adică tu când lucrai seara, dimineața, ce făceau copiii în timpul ăla, efectiv? Și. Stai, cu o dată, cred că am stat și până 1 noaptea. Aia nici nu-i mult, sincer. Nici nu mi se pare mult, Cătălina, că e doar 1 noapte până 1 noapte. Adică eu și acum stau undeva până 1 noaptea. Nu mai pot. Nu, acum, cel puțin în perioada asta, nu. Acum chiar nici nu mai trebuie să... Cât a fost cursul, atunci mai stăteam, pentru că aveam multe lucruri, să scriu multe texte, să le termin, să-mi construiesc cursul, era important pentru mine, mă tot gândeam cum să fac, cum să sistematizez, să-mi aleg micronișa, care... Eu deja știam care era micronișa, dinainte să încep cursul vostru, știam care era problema și... Cursul vostru a picat așa la fix. Deci lucram cu jumătate de normă, după masă plecam la 3, la 4 începeam, la 8-8:30 eram gata, pe la 9 eram acasă și veneam aici la laptop. Trebuia să mai răspund la e-mail-uri tot timpul, să fiu la zi. Oamenii să vadă că eu sunt acolo, că exist. Cineva chiar mi-a scris, oare chiar existi? Mi-a scris pe e-mail. Atât a fost un mesajul.
oare chiar exist? Nu le venea să creadă, nu știu dacă eram eu pe acolo sau... Da. Oricum, pe parcurs veți întâlni fel și fel de persoane și care vor să te distrugă, care spun și lucruri negative, dar eu pur și simplu ignor acele, deci nu răspund astfel de e-mail-uri, pentru că o persoană care e interesată de ce ai tu vine la subiect. Cine nu e interesat, începe să te critique, să te distrugă. Din astea sunt peste tot. Ce am vrut eu să zic că, nu știu, sau nu știu dacă am zis, că atunci în martie când s-au închis toate magazinele și eu mi-am lăsat cursul, pur și simplu am trecut dintr-o etapă în cealaltă, adică din etapa... Cum se zice? Live? Nu live. Aveai un magazin înainte? Aveai un magazin? Nu aveam eu. Okay. Dar ce lucrai înainte? E un magazin C&A, pe care da? Știți voi de textile, doar că e foarte mare, are mai multe etaje, suntem foarte mulți acolo care lucrăm. Și lucram acolo, vânzătoare, și făceam tot felul. Asta era ca să mai ies eu din casă, să nu stau tot timpul acasă, că trebuie să ieși, nu poți să stai. Și atunci s-au închis din cauza virusului corona și cumva în 2 aprilie, asta era sfârșitul martie, și în 2 aprilie am lansat cursul meu, s-au înscris oameni și am început să lucrez online. Deci parcă totul s-a potrivit așa, știi, ca și mânușa aia ce o iei pe mână, vorba aia, totul s-a potrivit, a picat la fix, adică eu nu am rămas nicio lună fără bani, ca să zic. Deci, la fix a venit totul. Da, super tare. Super și de atunci tare. A funcționat. Deci nu am avut vreo lună să nu am niciun scris, nici vorbă. Asta mi se pare senzațional. Trebuie să faci corect tot ce ai de făcut și să fii conservent. Adică zi de zi trebuie să postezi. Zi de zi trebuie să postezi. Dacă nu postezi din ceea ce faci, tu măcar postează o floare și scrie ceva sau... Câteodată trebuie să-i provoci pe oameni, să zică ceva. Cătălina, nu ți-a fost frică să te afișezi? Că înainte bănuiesc că nu te afișai și acum 10.000 de oameni acolo, nu știu câte cursuri, nebunie. Nu. Nu. Cum ai trecut? N-ai avut frică să te afișezi? Că îmi dau seama, știi că, uite, am tot discutat cu Pera și eu mă gândeam așa, mă, ca să faci o afacere cu cursuri online, n-ai nevoie de stoc, n-ai nevoie de investiție mare, poți să începi de la zero, poți să faci din pasiunea ta, poți să faci de oriunde, chiar dacă ai copil la casă, că e pandemie, că nu e pandemie. Și știi, mie mi se pare așa, bă, toată lumea cred că ar trebui să facă să facă cursuri online, știi? Și cu toate astea unii nu o fac. Și mă întrebam de ce și mi-am dat seama că majoritatea oamenilor care nu se apucă, le foarte frică să se arate online. Au frica asta uriașă. Dar ce o să zică prietenii? Dar ce o să zică familia? Mie e super teamă să posteze, să apară în online. Dar eu nu vreau să devin influencer, știi? Mulți cred că dacă faci cursuri online, devii influencer. Și atunci, asta e un... Da, să știi că eu nu m-am afișat așa mult ca și alții, poate ar trebui să o fac. Eu am avut norocul că am studiat în Timișoara toată școala aia de muzică, clasele 1-12, apoi facultatea și din clasa 1, de la 6 ani, am fost pe scenă. Adică tot timpul am avut examene, trebuia să ne punem în sala de concerte a liceului de muzică, pe scenă, și mi-am luat vioara în brațe și față de comisia erau profesorii acolo și în fiecare an, cu vioara, examen la pian, care era la fel, concerte cu orchestra, concerte cu corul, după aceea Academia de Muzică, la fel a fost. Și tot timpul am fost în fața publicului. Deci pentru mine nu, treaba asta nu a fost nicio problemă să mă afișez sau... Dar n-ai făcut-o înainte, adică tu nu erai populară pe social media sau ceva, nu? Nu. Nu. Aveam grupele mele sau un pic de blog, deci nu a fost populară. Dar nici acum nu simt că aș fi eu populară, nu știu. Deci nu mă simt deloc, absolut. Bun, mă ok, dar nu ești... Care își face meseria așa, Cătălina, nici eu nu mă consider, nu pot să compar poate cu un influencer mare, dar na, totuși avem niște mii de oameni pe care îi impactăm și tu ai deja, dacă ai 10.000 de abonați la newsletter și ai ținut 9 ediții, impactezi deja... Deja impactezi sute de oameni și na, unii... M-aș bucura și chiar vreau să le recomand românilor, pentru că stilul pe care ați lucrat voi chiar mi se pare un stil mai nemțesc. Tot am spus eu în cursul vostru, am comentat acolo câteodată. Da, vedeam, era foarte drăguț că spuneai asta și apreciam, mulțumim.
Da, deci vreau să spun că într-o zi chiar m-am rătăcit pentru că locuim într-o zonă nouă și într-o zi săptămâna trecută sau acum 10 zile m-am rătăcit, n-am mai știut să veneam, m-am dus la IKEA să iau niște mobilă și când să vin acasă am avut cealaltă mașină care nu are sistemul de GPS pe ea și pe telefon nu am mai mers nimic și am ca orice și prost să fii vorba aia, dar toate tablele alea efectiv le vezi și te îndrumă. M-am întors înapoi, am zis să fie drumul înapoi ăla bun și m-am întors după ce m-am dus prin două sate întunecoasă, că era seara târziu pe la ora 9 și am ajuns acasă, am știut. Direcția Stuttgart și de acolo m-am descurcat. Deci vezi tablele cu orașul tău unde locuiești, tot așa și la cursul vostru. Adică toate detaliile, pas cu pas, toate m-au ajutat ca să mi-l construiesc și să ajung astăzi aici unde am ajuns. Deci, nu ai cum să te rătăcești. Super tare. Ce provocări întâmpini acum? Ah, provocări multe. În primul rând, cursanții mei. Foarte multe provocări. Trebuie să le dau foarte multe informații pentru că asta, aromaterapie, nu poți să folosești dacă vii să te vindeci, da, să zic așa, să te vindeci pe o cale naturală, tu trebuie aproape din toate punctele de vedere să trăiești natural. Nu poți să te duci să mănci fast food-uri, dar vrei să te vindeci cu uleiuri. Nu funcționează. Nu poți să scap de piele uscată sau piele cu eczeme, când te dai cu loțiuni cu chimice în ele. Deci totul funcționează. Și atunci trebuie să îi îndrum spre tot felul de site-uri, le trebuie și lor câteodată informații și alte provocări. Provocări trebuie să-mi scriu cărțile care stau acolo. Una chiar am terminat-o. Deci asta a fost o mare provocare. Într-un fel mă bucur. E foarte, foarte greu și foarte mult de lucru ca să scrii o cărticică mică, nu din aia mare. Tot de ei și de e-mail-urile pe care le-am primit. Deci zilnic mai multe e-mail-uri primeam și același răspuns aproape trebuia să le dau. Pentru stare de bine, pentru depresie, atac de panică, frică, anxietate, șoc. Astea erau simptomele fiecare zile și sunt și acum. Și tot timpul trebuia același uleiul să le recomand sau îi trimiteam, vezi că în cursul gratuit, cei care au făcut cursul plătit. Deși acolo în cursul plătit am aceste recomandări foarte multe, cu tot cu amestecuri. Dar ei, dragii de ei, eu știu, când te afli în așa situație și ești afectat de aceste afecțiuni, tu nu mai gândești că unde să te duci, tu te duci la cine să te ajute. Și atunci m-am hotărât să scriu o cărticică, am luat, pentru că uleiurile esențiale sunt mai scumpe, dacă sunt de calitate, am sortat 10 uleiuri și cu ele am făcut tot felul de amestecuri și pentru perină să ți-o spray seara și pentru să te îmbăiezi și așa mai departe. Provocării tot timpul, tot timpul Super. întâmpin, dar ea, fiind creativă, le depășesc ușor. Ce vrei să faci acum în continuare? Ce consideri că ar fi next step ca să evoluezi în business? Next step, nu știu, poate îmi spui tu, că acum știi la ce stadiu sunt. Ai făcut și Da, al vreau. doilea curs? Ai creat și un alt curs? Că parcă Da, spune după trei ceva. luni. După Ok. 3 luni, la cerința cursanților din primele cursuri, am creat al treilea curs. Hai, hai să Genial. așteptăm. Și ei mă întrebau, când e gata cursul? Când e gata cursul? Când e gata cursul? Vai, ce mă stresează, repede, hai! Și l-am făcut un pic mai... De fapt, s-a încadrat în două module, e mai scurt decât primul, nu are patru, și e și mai ieftin, la 60 de euro. Da. Super. Și... Super. Câteva luni am făcut cursul, în ultimele 2 luni al doilea curs nu l-am mai promovat, dar după sărbători mă gândesc iară să-l promovez și al doilea curs. Deși este despre echilibru hormonal, care este foarte, foarte important, tot corpul se dezechilibrează și dacă ai un stres și primesc e-mail-ul și despre acest subiect foarte mult. De el l-am și creat și atunci funcționează foarte bine. Super tare. Următorul pas, nu știu care ar fi, dar simt că mai sunt pasuri. Simt că acum trebuie să evoluez, altceva trebuie să fie aici, dar nu știu ce. Super tare. Îți place Aștept ce să faci, știu. Cătălina? Pe o scară de la 1 la 10, Da. îți place ce faci?
10, nu? 10 e cea mai bună. Că da, 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 da. Da? Da, îmi place foarte mult, mai ales că face parte din viața cu zi cu zi și mai ales că amestecarea uleiurilor și folosirea lor pur și simplu îți dă o stare de optimism, nu poți să fii trist sau dacă vine tristețea o depășești imediat. Ești creativ, depășești stresul, în situații de atac, de panică, depășești, îți vin idei ce să faci, chiar am scris acum în căticica asta la o introducere. Pur și simplu te scoate din starea de plictiseală sau așa, din care din stările astea negative și te duce tot timpul într-o stare pozitivă și îmi place, sigur, altfel nici nu cred că aș fi putut să ajung astăzi aici dacă nu-mi plăcea, deci nu aveam cum, ziceam, de-al încolo nici nu-mi place, da. Cred că lăsam, dar da. Nici nu mă apucam. Ce ți s-a părut cel mai greu din procesul de a lansa un curs online? Ce ți s-a părut cel mai provocator pentru tine? Unde simți că îți venea să renunți la un moment dat? Sau poate n-ai avut gânduri de genul? Da, cel mai greu să programezi, să faci tot ca un programator toate chestiile alea, dar unde nu m-am descurcat, v-am întrebat pe voi, am întrebat pe grupul care l-am avut la Hobby to Profit, am programat și pe Facebook reclame. Cursul, reclamele plătite pe Facebook și Instagram și acolo m-am încurcat de multe ori, dar tot am depășit, deci nu mi-a fost deloc ușor. Deci deloc, altă dată stăteam și așteptam câte două, deloc ușor zile. Sau deloc greu? Nu ți-a fost ușor. Okay. Da, nu mi-a fost deloc ușor, dar se poate. Se poate. Până la urmă am ajuns unde a trebuit să ajung. Deci, vorba aia, cum zici tu. Deci, mai mare provocare, ți s-a părut tot chestia tehnică, nu? Da, da, pentru că n-am avut nimic de a face cu tehnica. Deci, pe lângă da. Total, în afară de să trimit un e-mail și nici să fac un blog. Multă lume știe să-și facă blog. Deci, pe mine... Nu-i chiar ușor. Nu-i chiar ușor, sincer. Uite, o chestie interesantă. Eu vreau să-mi fac acum blog și nu o să mi-l fac singur decât și știu atâtea chestii. O să apelez și eu la cineva, știi? Pentru că îmi dau seama, sunt unele chestii de care nu trebuie să te ocupi. Chiar nu trebuie să te ocupi de toate lucrurile din lumea asta și... Na, dar uite, îmi dau seama că... Na, uite, am o curiozitate. Unde-s copiii acum, de exemplu? La școală. La școală, super tare. Și practic tu crezi în momentul în care ei sunt la școală? Nu tot timpul, dar da. Sau când am, la sfârșit de săptămână, când am liber, mă închid într-o cameră, le spun că mama lucrează acum să mai dați un pic de aer și mă pun și lucrez. Pesărite, așa, mai pesărite, dar reușesc. Deci da, în general, dar și când sunt acasă, pentru că ei sunt deja mari, nu sunt mai bebeluși, nu sunt copii de grădiniță, să vină mama. Deși mă deranjează, de multe ori mă deranjau mult și la un moment dat, cred că mi-am și pus pancadă pe ușă să nu mai intre nimeni. Ce tare ești! Găsesc tot felul de idei și de metode prin care să reușesc. Dar reușesc, soțul meu mă ajută mult, el gătește. Foarte mult gătește și acum când eram la servici, el lucrează până la ora 4 și când vine acasă, gătește pentru a doua zi. Pentru că a doua zi, deși dimineața am 2-3 ore, dacă trebuie să lucrez. Dar uite, de 2 ani am început o carte mare să scriu despre uleiuri esențiale și încă nu am terminat-o. Pentru că tot pe sărite, dar în schimb asta mai scurtă, mai mică, am reușit-o. Pentru că am tras tare și m-am genial. Ambiționat. Te-ai ambiționat, da. Foarte tare, da. Cătălina, te felicit și chiar ești un exemplu, adică chiar îmi dau seama, na, ți-am spus, tu care ai 4 copii, na, trebuie să și cumva nu poți să riști așa ca un tinerel care n-are responsabilități deloc. Mi se pare impresionant cumva că ai putut să pivotezi așa cumva în viața ta, ai luat chestia asta și ai zis hai să văd cum merge. Totodată n-ai făcut așa ca și o chestie, că știi, mulți nu reușesc, că nu prea dau șanse cu adevărat. Adică ori faci chestia asta și zici, bă, 100% vreau să reușesc, ori așa, dacă o faci numai așa pe lângă, să mai fie încă o altă chestiune care ai adunat-o în portofoliu, nu mergi. De aia mi se pare impresionant că tu ai putut să te și dedici 100%, dar în același timp nici să nu-ți pierzi plasa de siguranță și ce făceai. E impresionant asta și te felicit să faci 9 ediții de curs, nu-i ușor, atât de puțin timp, nici un an de zile n-a trecut de când te-ai apucat. Da, 9 luni. Incredibil. Da.
cursanții mei sau persoanele care vin la curs sunt foarte interesate de o de aromaterapie, de o variantă pe care o variantă unde să se vindece natural, fără medicamente. Au observat că medicamentele le iau de ani de zile și în loc să se vindece primesc mai multe boli. Alții îmi spun că de 25 de ani am mai fost la doctor, am făcut eu cu plante tot și tot felul de experiențe. Deci oamenii îmi povestesc tot felul de... rămân uimite și vreau să vă spun că la fiecare curs, inclusiv în ultimul curs, în fiecare curs am avut câte un doctor și asta m-a bucurat foarte mult, că doctorii vin să învețe și ei despre aromaterapie, pentru că, clar, în medicină se face medicină, în nicio caz ceva despre plante, o ramură a plantelor, să învețe despre plante. Și super. Deci, practic, tu nu te ceri cu medicii, tu încerci cumva să te aliezi cu ei. Da, m-aș bucura, da, sigur, nu mă cer cu medicii, nu, pentru că știu că sunt oameni și oameni. Asta nu înseamnă că dacă am tors spatele medicinei într-un fel, urăsc toți doctorii. Sunt și doctori cu inimă foarte mare și asta știu și apreciez și bravo lor, chiar dacă nu acceptă cele naturale. Dar sunt oameni cu inimă care ajută și așa, dar unii doctori... așa sunt felul lor, nu știu de ce, habar nu am de ce sunt mai aroganți și sunt așa. Da. Dar eu mă bucur și asistenți medicali și biologie, și chimiști, tot felul, ingineri, tot felul de persoane vin la cursurile mele și sunt foarte, foarte bucuroasă, pentru că... aromaterapie este foarte căutată și lumea vrea să învețe foarte mult și sunt foarte mulțumiți cei care parcurg cursurile mele. Și de ce crezi că sunt așa mulțumiți? Ce le oferi? Ce crezi că e atât de valoros pe lângă informație? Ce consideri că le oferi așa valoros? Informațiile, mi-au spus. Zice, la câte seminare am fost în România, la toate seminarele n-am învățat cât am învățat în cursul tău. Mhm. Deci pur și simplu informații despre ulei și au foarte multe amestecuri gata făcute în curs. Le explic, am o metodă de amestecare și ajut cum să le amestece, să învețe ei singuri acasă ca să amestece uleiuri esențiale și dozajul. Da. Deci practic ei fac în timpul cursului, doar află informațiile, le și folosesc, nu? Da, exact. Și au și experiențe în timpul cursului. Și au și bonusuri multe și super. Primesc multe informații extra și de la mine, fac și videouri, primesc și înscris pe e-mail cursul și toată lumea e foarte mulțumită și mulțumește tot timpul. Acum, cartea pe care o voi scoate, mă auzi? Da, te aud foarte bine. Da, ok. Cartea pe care o voi scoate, le-am promis că voi face o reducere pentru toți, pentru cursanții care au parcurs cursul, iar cei care sunt înscriși în cursul din decembrie vor primi gratis cartea. Deci tot timpul inventez sau caut ceva sau ofer ceva pentru oameni ca să fie și ei bine. Și ăsta e un semn de mulțumire din partea mea pentru ei, ca să fie mai mulțumiți decât sunt. Super tare! Mi se pare genial ce... evoluția ta atât de rapidă și ăsta e și motivul pentru care eu mi-am dorit foarte mult să vin la acest live și chiar îți mulțumesc mult. Văd că s-au uitat destul de multă lume. Eu am dat live și pe YouTube și pe grup pe Kiwi Marketer și pe pagina mea și am văzut, erau peste 150 de oameni live, peste tot cumulat, constant. Super. Chiar am citit am citit un comentariu amuzant. Zice cineva, super Maxim, trebuie organizare la Maxim. Și asta ți-a spus mama mea. Când, mama mea a lăsat comentariu când am zis chestia aia cu 4 copii, cum te descurci, știi? Da, exact, maică-mea. Ea a lăsat comentariu, exact. Când am citit, am zâmbit. Mi-am uitat ceva. În Austria, două vecine, adică când am fost să vizitez acolo, încă mai avem casa din Austria, locuiește soacra mea și familia soțului meu e acolo. Și două din vecine aveau deja 4 copii și am zis, wow, zic, cum? Aveai 2, acum 4? Zice, păi ne-ai fost un bun exemplu. Na, poate și pentru tine un bun exemplu, dacă zici că... Da, super tare. Da. Cătălina, îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc din suflet că ai intrat live.
Îți mulțumesc din suflet. Cu drag și ne mulțumesc de invitație și mă bucur că am putut să împărtășesc experiența mea un, și poate sunt un să vadă lumea că se poate. Da, un ultim gând pentru cineva care e așa în dubii. Bă, să mă apuc de afaceri cu cursuri online sau nu. Ce ai zice? Un gând doar. Nu știu că ai zice multe. Deci faptul că eu și după ce am început cursul nu am avut încredere în voi din cauza dezamăgirilor pe care le-am avut înainte, îi recomand cu toată încrederea să se apuce urgent de curs pentru că dacă se ține de treabă și face tot ce faceți voi, va fi foarte bine pentru el și în vremuri de criză va putea lucra online și se va descurca foarte bine. Deci e super fain. Deci asta pot să spun că se întâmplă. Să se apuce, să se înscrie la curs, urgent. Eu sunt foarte, foarte mulțumită și dacă ar mai fi cursuri de astea la alt nivel, să progresez mai mult, urgent m-aș înscrie. Și da, vă recomand să vă înscrieți. Mulțumim, Cătălina, din suflet și de recomandare și că ai intrat live și tot și chiar îți doresc mult succes, ajuns cât mai multă lume. Ceau, Cătălina, mulțumesc. Da, cu drag, mulțumim. Mulțumim frumos. Dragilor, dacă vi s-a părut interesant și vă simțiți inspirați, eu cu Pera chiar vă așteptăm cu mare drag în cursul Hobby to Profit. Lucrurile se vor întâmpla cu siguranță exact așa cum a povestit Cătălina și mulți alții. Ne reauzim curând, vă las, ceau, zi frumoasă tuturor, ceau! Ah.